Vorbim mai devreme cu Adina despre evaluarea națională. Acum vreau să vorbim și cu Alex. Vorbim despre înscrierea la facultate de data asta. Ce fac elevii, da, că viitori studenți o să fie, după ce află dacă au intrat la vreo facultate sau la alta. La jurnalist, cred că este Alex în momentul ăsta și vedem ce se mai întâmplă pe acolo. Ce mai fac studenții? Neața, Alex. Neața, Florin, într-adevăr sunt la jurnalism, am zis să merg mai departe cu subiectul deschis de Adina. Într-adevăr, s-au terminat evaluările, examenele naționale, să vedem ce oferte au facultățile. Sunt la jurnalism, așa cum am spus mai devreme, alături de domnul prodecan Dan Podaru. Bună dimineața! Bună dimineața! Cu energie am venit aici pentru că n-am apucat să fac jurnalism, am făcut un master pe comunicare, dar îmi place foarte mult aici la dumneavoastră, la facultate, și cine știe, poate mai fac vreun master. Ce, am înțeles că ne pregătiți ceva sau le pregătiți ceva studenților interesant? Păi, începând de anul trecut am acreditat un masterat modă, publicitate, consum, un masterat ultra-modern, adaptat cerințelor societății moderne de astăzi, în care regăsim materii ca sociologia luxului și vom întâlni profesioniști gen influencerița Corina Băcanu sau creator de modă ca Matei Corvin și alți specialiști și experți din domeniu, în afară de cadrele didactice, bineînțeles, ale facultății noastre. Suntem într-un studio de televiziune modern, se muncește foarte mult ca această facultate să se dezvolte și este de apreciat. De aceea vreau să vă întreb, de ce am alege acest master? Păi, este un masterat adaptat cerințelor. Moda a devenit, este atât un fenomen sociologic, cât și un fenomen istoric sau un fenomen antropologic sau, de ce nu, unul comunicațional. Suntem influențați permanent de aceste tendințe și cerințe permanente ale modei, ne adaptăm, inclusiv joburile pe care ni le alegem, inclusiv programele educaționale sunt influențate de aceste cerințe. Bineînțeles că acest masterat modă, publicitate, consum a reușit să atragă interesul tuturor cadrelor didactice și împreună am realizat și un manual, o carte destinată, dedicată viitorilor masteranzi ai acestui program modă, publicitate, consum. Mulțumesc! Și noi mulțumim foarte mult. Dacă mi-ați ridicat mingea la fileu despre acest manual, o să vin la doamna prodecan să ne spuneți două, trei idei despre această carte pe care o văd în mână la dumneavoastră. Este un manual care se intitulează chiar Modă, Publicitate, Consum. Este făcut de profesorii de la masterat. Nu se adresează doar studenților, cred că și cei care doresc să afle mai multe lucruri despre influența comunicării în zona modei ar putea să se uite pe acest manual. Aș vrea să spun următorul lucru. Noi nu suntem atât de mult interesați de partea artistică, ci suntem interesați de modul în care se comunică partea artistică în societate, campaniile de publicitate, campaniile generale de comunicare pentru brandurile importante din industria modei. Când încep înscrierile și ce ar trebui să cunoaștem noi dacă vrem să ne înscriem? Înscrierile au început astăzi, până pe 15 iulie, și noi avem toate informațiile pe site-ul facultății. Se pregătește un dosar de înscriere, în dosar se pune un eseu de motivație și va fi și un interviu în care fiecare candidat își va prezenta eseul. Mulțumim foarte mult, sunteți în trend cu tot ceea ce se întâmplă și asta este un avantaj enorm. Domnule decan, vom avea și master pe TikTok sau pentru Instagram ceva? Ce oferte mai are facultatea de jurnalism? Păi, în primul rând, înscrierile se fac online. Asta este un prim aspect care arată faptul că facultatea de jurnalism și științele comunicării este conectată nu doar la ceea ce se întâmplă în prezent, ci este foarte atentă la profesiile viitorului. De fapt, noi atunci când proiectăm planurile de învățământ, atunci când proiectăm cursurile, atunci când aprobăm și invităm tot felul de specialiști din profesie, ne uităm permanent la ceea ce se cere pe piață acum și ceea ce are cele mai mari șanse pentru viitor. Asta înseamnă, de fapt, facultatea de jurnalism. Sunt 10 programe la master, pe lângă programul acesta de modă, publicitate, consum, sunt programe de jurnalism și comunicare politică, programe de campanii de comunicare, în PR, în publicitate. De altfel, astăzi, cum spuneam, încep înscrierile online, atât pentru admiterea la licență, cât și pentru admiterea la master. Sunt
sunt undeva la 127 de locuri numai la buget pentru licență și 140 de locuri la buget la programele noastre de master. Așa că îi așteptăm începând de astăzi până pe 14, până pe 15, respectiv iulie, să se înscrie la facultatea noastră toți cei care își doresc să activeze și să devină profesioniștii ai viitorului în jurnalism, relații publice și publicitate. Fără a influența dorințele fiecăruia, care este cel mai dorit program de master? Anul trecut a fost chiar acesta despre care discutăm, modă, publicitate, consum, dar este acolo o competiție puternică și sunt oameni interesați de jurnalism tematic, de campanii de comunicare și relații publice, de comunicare și resurse umane. Deci e o competiție strânsă, așa că toți cei care sunt interesați de zonele acestea de PR, de comunicare, publicitate și jurnalism au de unde să aleagă aici la Facultatea de Jurnalism. Vă felicităm și vă mulțumim foarte mult, modă, publicitate, consum și acum avem niște studenți, dar și o viitoare studentă, bine, la master. De ce vrei acest program? Mi se pare că aduce o perspectivă foarte interesantă. Se vorbește foarte mult de modă din perspectiva aceasta de design, de artă, dar mai puțin din perspectiva de comunicare. Și aici la master vedem cum se comunică atât la nivel profesional în cadrul acestui master, dar și cum comunicăm noi prin modă, pentru că prin stilul nostru noi transmitem foarte multe și mi se pare foarte interesantă această perspectivă. Dacă ar fi toți vorbitori așa ca ea, ar fi simplu. Aș da microfonul, aș pleca întrebările mele. Ce îți dorești să faci tu din punct de vedere al profesiei? Îmi doresc foarte mult să activez în domeniul relațiilor publice, pentru că, într-un fel, consider că am calitățile necesare ca să pot să activez în domeniul respectiv și mă regăsesc foarte tare în lucrul ăsta. Mulțumim foarte mult, felicitări! Nu mai avem timp să discutăm cu toată lumea, dar vă felicit și vă urez mult succes. Așadar, nu numai dive la televizor, după cum puteți observa, sunt o grămadă de oportunități în acest domeniu și asta e un lucru îmbucurător pentru tineri din ziua de astăzi. Revin la voi și sper că v-am dat idei pentru studii superioare. Mulțumim frumos, Alex, e perioada aglomerată acum și cu liceele și cu facultățile se termină și asta, luăm vacanță și din septembrie îi dăm bice.